Hei, salut tuturor și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Alina și de câteva zile eu mă tot uit la o emisiune care se numește Însărcinat la 16 ani. Eu am privit varianta în limba ucraineană și un pic în engleză și întâmplător am dat și peste cea în română, la care astăzi aș vrea să fac un review. În română se numește Mamă din întâmplare, dar este foarte asemănătoare cu ceea ce am privit eu până acum. Cred că ei au adaptat-o un pic. Este o emisiune interesantă din care se pot face o mulțime de concluzii, așa că dacă sunteți curioși și vă interesează această temă, rămâneți alături de mine și vizionați cu plăcere. Inițial îmi face cunoștință cu familia noastră de astăzi, să vedem ce prezintă. Am 14 ani și sunt mămică de 3 săptămâni. Și mă simt foarte bine pentru că am un copil foarte cu minte. M-a schimbat foarte mult în bine. M-a maturizat pur și simplu. Pentru că visam altceva pentru ea. Voiam să-și trăiască copilăria ei. Ea însă și e încă un copil. Adorme cu televizorul aprins în fiecare seară, uitându-se la desene animate. La 14 ani să ai un copil e cam foarte, foarte devreme, după părerea mea. Sincer, dacă mă gândesc la mine, ce făceam eu când aveam 14 ani, față de generația de acum, mi se face rușine. Eu cred că încă mai jucam cu popușe. Dar nu cred că a fost ceva rău în asta. Da, și părinții fetei sunt destul de tineri. Cred că mama, dacă calculam, are 31 de ani și la 31 de ani să îi devii bunică e cam repede, sincer. Dar asta e. Până la urmă, copiii, într-un fel sau altul, le calcă părinților pe urmă și nu învață din greșelile lor, dar și fac altele și mai mari, din păcate. Și oferirea prea multei libertăți copiilor poate duce la așa cazuri. În general, copiii trebuie să aibă un regim, să aibă careva responsabilități, de exemplu, să facă ordine în cameră, nu știu, să știe să pregătească aceeași omletă, cred că niciodată nu va fi în plus, de asemenea, să se ocupe de școală, de lecții, de asemenea, să meargă la dansuri, la pictură, să cânte. Fiecare are înclinații diferite și pasiuni diferite, însă părinții să încerce cât de cât să încurajeze ca copiii să nu caute băieți, ca fetele cel puțin să nu caute băieți de la 13 ani care să meargă la întâlnire și să ajungă la sex, să aibă și alte interese. Învățați copiii să citească o carte, duceți-i la teatru, la film. Arătați-le cât de cât viața, nu le dați voie să meargă doar în bar și atât. Eu sunt sigură că în bar nu vor învăța foarte multe lucruri, din păcate. În bar doar este băutură și țigări și îmi pare foarte rău că de la 12-13 ani poți vedea copii care stau în bar, cărora le se vinde atât alcool cât și țigări. De ce așa? De ce ne distrugem singur viitorul, într-un fel sau altul, fiindcă copiii sunt viitorul nostru? Să vedem mai departe. Ada are părinți tineri, iar asta a adus cu timpul avantaje și dezavantaje. Nicoleta, mama adolescentei, a încercat să fie un părinte bun, dar și o prietenă bună. Ordinea e aleatorie. M-am căsătorit la 17 ani și eu, la rândul meu, am fost o mamă adolescentă. Dar noi am fost doi. Ne-am implicat amândoi în mod egal în creșterea ei. Eu am avut tot timpul pretenția că ea să mă considere mama ei înainte de toate și să vadă în mine în același timp și o prietenă. Cu tatăl ei a avut mai multă libertate. Dacă eu spuneam că e pedepsită o săptămână, după 2-3 zile se întâmpla să iasă iar datorită tatălui. Ei au fost frații mei și prietenii mei. Mai mereu ieșeam. Mergeam la un suc, într-un parc, ne plimbam cu rolele, eram foarte apropiați. Da,
După cum spune și mama, s-a căsătorit la 17 ani. La 17 ani tot e de vreme, dar cât de cât, nu e 14, să fim serios. La 14 ani ești un copil. La 17 ani, ok, cât de cât mai poți să te descurci dacă ai pe cineva aproape care să te susțină. Dar și la 17 ani, eu cred că de la 14 până la 18 ani e interzis să faci copii. Eu cred că nimeni nu-și dorește așa de repede să devină părinți. Și ce poți să le oferi tu copiilor la așa o vârstă, când nici tu n-ai văzut nimic în viață? Deci eu la 27, sincer, îmi pun întrebarea ce aș putea să le ofer eu copiilor mei. Încă eu nu mi-am răspuns la această întrebare, de ce ea? Pe când era în clasa a 7-a, Alexandra l-a cunoscut pe Gabi, un tânăr cu ambiții, printre care cea mai importantă, cucerirea unei inimi. Scopul, fie el și comun, scuză mijloacele, dar i-a costat mult pe părinții fetei. L-am cunoscut pe Gabi la vârsta de 13 ani, el avea 19 atunci și a făcut o fază de aia de copil de clasa 4-a. A pus o prietenă de-a mea să mă întrebe pe mine dacă vreau să fiu iubita lui și am zis lui aia că nu. Și după aia am așteptat eu să-l mai cunosc și la vreo săptămână ne-am combinat. De când l-a cunoscut pe el, a început să ne mintă. A început să aibă probleme la școală, ne-a chemat directoarea, ne-a spus că umblă cu un personaj mai puțin potrivit pentru ea. M-au mințit amândoi că el are 17 ani. Oricum, nu visam că or să, nu știu, că or să meargă atât de departe ei doi. Am vorbit cu ea în mare, toată perioada asta a pubertății, dar nu am vorbit despre viață sexuală, contracepție. La 13 ani e un pic cam de vreme să-i spui unui copil despre contracepție. Să nu-i subestimăm pe copiii din ziua de azi, mai ales când li se interzice ceva. Mama nu bănuia că lucrurile pot evolua atât de repede și probabil că nici Alexandra. Când aveam 3 luni de relație, atunci ne-am început și relația sexuală și a fost acordul amândurora. Am mers la el acasă și, fiind lumina stinsă, nu m-am gândit să mă uit sau să-l întreb dacă are prezervativul pus, știind că l-are. De fiecare dată stingea lumina și nu observam dacă are sau nu. N-am rămas atunci însărcinată, cred că a treia sau a patra oară. Am rămas prea repede, nu știu. În clasa 7 să ieși cu băieții... Nu știu, e cam mult prea devreme. Mai așteptați un pic, fetelor, nu vă grăbiți nicăieri, o să aveți timp, viața e înainte. Și ok, dacă chiar și ieșiți, nu e o problemă, puteți să ieșiți la un suc, la o plimbare, încercați să vă cunoașteți mai mult timp. Chiar și un an ar fi bine, doi. Așteptați măcar până la 16 ani. Nu vă începeți viața sexuală așa de repede. E mult prea devreme, din punctul meu de vedere. Și cred că chiar și fiziologic e mult prea devreme. Pe mie îmi place foarte mult scopul vieții acestui băiat, care este cucerirea unei inimi. Și mai mult de atât, nu vrea să facă nimic. Da, eu o să merg un pic mai departe, dar e ciudat. E ciudat, în primul rând, să vrei să ieși cu un băiat care nu vrea să învețe, care are 19 ani, ok, și are 6 clase, care, ok, nu înveți, nu înveți, te duci și muncești, faci ceva, îți place ceva, ai un hobby, să zicem, faci sport, dar nu bei, doar și fumezi. Și atât. Interesant, cum poți să te îndrăgostești de așa un băiat? Ce vă atrage? Este cineva care s-a îndrăgostit de așa gen de băiat? Spuneți-mi, vă rog, ce vă atrage la ei? Ce? Care este viitorul alături de așa un băiat? Care nu vrea să facă nimic, care nu are niciun scop în viață, care nu are o profesie? Nu, ok. Până la urmă, nu contează, ai studii superioare sau ai terminat liceu, o școală profesională, dar trebuie să poți cât de cât să faci ceva, să te descurci în viață. Haideți să facem sex de la 13 ani, de ce nu? Dragii mei părinți, dacă este cineva acum și are copii de la 12 ani în sus, vă rog, vorbiți cu ei,
despre contracepție, vorbiți despre prezervative. Vă rog, mai ales la băieți, puneți-le în geantă, cumpărați-le. Iar dacă mă privesc copiii, dacă vă este rușine să vorbiți cu părinții pe această temă, sunt la oricare policlinică, cel puțin la noi în Moldova, la oricare policlinică este centru de planificare a familiei. Duceți-vă acolo, acolo cât de cât o să vă explice, o să vă informeze și o să vă dă și prezervative pe gratis. Vă rog eu, din suflet. Și băieți, dragii mei băieți, de ce vă legați cu fete de 13 ani? Eu înțeleg că un băiat care are 18, chiar 16 ani, să zicem, vrea sex, e normal, e fiziologie, dar vă rog eu din suflet, nu vă legați cu fete care au 13 ani, e prea devreme pentru ele. Și nu cred că voi, la, chiar la cei 20 de ani, vreți să aveți un copil. Când vă culcați cu cineva, gândiți-vă. Eu vreau cu persoana asta să am copil, eu sunt gata de o familie. Dacă nu, puneți-vă, vă rog, prezervativul, vă rog din suflet. Să nu mai fie atâtea avorturi și atâtea mame singure care cresc copiii. Și părinților, dacă vă cheamă la școală, dacă vedeți că copilul vostru s-a schimbat, vă rog frumos, vorbiți cu ei. Întrebați ce s-a întâmplat. Eu înțeleg că aceasta este o perioadă foarte complicată, adolescența e ciudată. Dacă mă țin minte pe mine, tot așa aveam un comportament mai ciudat, dar nu ieșit din comun, pot să zic că eu am fost o adolescentă cu minte, într-un fel sau altul, cu toate că au mai fost și ieșiri, dar nu de genul. Vă rog, discutați cu copiii voștri. Eu văd aici că părinții spun că sunt prieteni, dar nu știu nimic despre copilul lor, ce fac, unde, cu ce. Și dacă vedeți că fata voastră iese cu un băiat care are 6 clase, care nu vrea nimic în viață, eu înțeleg că unui adolescent, dacă îi interzici, faci mai rău, dar încercați să-i explicați unde va ajunge această relație, unde va duce această relație. Nicăieri, din punctul meu de vedere, dacă omul nu vrea să schimbe, în general oamenii greu se schimbă, cu toate că există excepții, dar dacă nu se schimbă, ok. Ce pot să faci alături de un om care nu vrea nimic în viață, nu vrea să obțină nimic în viață, nu are niciun scop? Cum poți să faci cu așa persoană o familie? Și cum poți să te gândești la o familie la 13 ani? Ce e asta? De ce lăsați voi fetele la 12 ani să meargă la întâlnire? Nu să reușească? Nu să băieți în viața asta? Doamne, eu nu știu ce aș face dacă aș avea copii și aș... Ok, eu văd acum pe Facebook că fetele la 12 ani caută băieți și se simt singure. Unde vă sunt prietenile, dragile mele? Prietenile unde? Ieșiți cu prietenii la un suc. Ok, sunt și băieți acolo, ieșiți la un suc, dar nu vă duceți în pat unde vă grăbiți. Da, desigur, când o fată se întâlnește cu un băiat de 19 ani, nu poți să te gândești că eu să ajung în pat. Pe loc, de ce nu? Băieții de 19 ani vor doar să aducă flori și atât. Sărute mâna. Nu fim așa. I-am spus. Eu am o bănuială și cred că e așa cum cred eu. Te-ai culcat cu băiatul ăla, ai făcut ceva. Nu și nu, l-a luat pe nu în brațe. Până la urmă am luat-o la sigur și a recunoscut. Ne-a mințit și pe mine și pe taicăsu că nu mai are niciun fel de prietenie cu el. La scurt timp am găsit-o în parc pe bancă cu el și taicăsu l-a pocnit. Simțeam că e prea mică pentru el și că nu e persoana potrivită pentru ea. Când bănuiala a devenit certitudine, părinții Alexandrei au reacționat fiecare în felul lui, așa cum s-au și comportat mereu cu fiica lor. Au urmat alte vești și necazuri. Mergând la doctor cu ea, a doua zi după ce am avut discuția respectivă, am aflat că e însărcinată. Am simțit că s-a rupt cerul.
2. Medicul mi-a spus că nu se mai poate face nimic, pentru că ea deja era în a 23-a săptămână de sarcină. Eu am avut ciclu peste sarcină în primele 3 luni și 2 luni nu am avut. De vomitat n-am vomitat, rău nu mi-a fost, de-aia am aflat atât de târziu. Am avut. Parcă mi s-a luat viața. Nu mai venea să vin acasă. Nu venea să-l bat la pușcărie, să-l distrug, ce să zic, definitiv. Am luat Biblia. Și m-am întărit singur. Și am zis că n-are rost să faci un rău. Am tras de mine continuu să-mi revin. Îmi doream doar să mor, să dispar. De acum, părinții fetei aveau tot timpul să se condamne unul pe celălalt. Alexandra nu mai avea de gând să rămână acasă, că doar urma să aibă un copil cu băiatul de care se îndrăgă. Și aș mai vrea să mai adaug ceva. Și mai am o întrebare, nu știu eu, această emisiune doar întrebări probabil la... De exemplu, la mine, părinții mei văd când am adăugat un kilogram și când am scăzut. Cum poți să ai un copil care este în luna a treia, care se vede sarcină și să nu observi? Ce fac părinții acasă? Spuneți-mi, vreau, nu știu, poate eu reacționez așa de ciudat, dar se vede. Mă scuzați, vreau, se vede, pur și simplu se vede când adaugi câteva kilograme, un kilogram când adaugi chiar la burtă. Se vede cât de cât și ciudat când apare burta. Nu? Eu în locul părinților nu știu ce vreau să fac, sincer. Da, eu, de exemplu, dacă era mama, aveam să scriu plângere la pușcărie. Până la urmă, asta e pedofilie într-un fel sau altul. Să te culci cu un copil e interzis prin lege. Că vă rog frumos respectați legile. Da, desigur, n-are rost să facem rău. Ok, fata mea a rămas însărcinată. Când a aflat că sunt însărcinată, a fost foarte șocat. Parcă își luase o palmă peste ochi când a aflat. După 2 luni m-am mutat cu el acolo. Mi-a spus atunci că nu vrea să mă mai vadă. M-a durut enorm. Nu vedeam unde am greșit și ce am făcut să merit să-mi spună copilul meu că nu mai vrea să mă vadă în ochi. Ea n-a plecat de acasă. Eu i-am dat voie. Și i-am dat un examen ei. Să vadă că fără părinți nu faci nimic. Nu e fericire să trăiești cu străinii în casă la vârsta asta. Ciudat alegerea tatălui de a lăsa fata să plece cu un bărbat care nu poate să-i ofere nimic fetei lui și nu poate să o învețe nimic, practic. Care-i sensul? Ok, se arăte că a greșit, poate, da, dar în general adolescenții foarte greu înțeleg. Ok, până la urmă ea deja e însărcinată, mai rău de atât, nu poate fi nimic. Poate va înțelege că gata, ok, o să am un copil, o să am grijă de dânsul, dar gata, renunț la această relație, să vedem. Afișe, nu știu, vorbea la telefon cu fetele și dădea mesaje și a luat-o în cap când m-am mutat cu el, nu știu. Când am dat să plec, m-a oprit, că nu vreau să pleci, dar foarte bine, plec. Viața în doi la 14 ani nu i-a priit Alexandrei, în plus îi venise sorocul, iar mama era singura care putea să o ajute. Făcut operație de cezariană. Când l-am auzit pe cel mic am fost foarte fericită și după ce l-a scos, mă tot uitam să văd dacă e băiat sau nu. Gabi venea mereu la mine în spital. Venea și mi-aducea numai bani. Deci dacă mama nu mi-aducea de mâncare, eu nu mâncam. Întâlnirea cu micuțul David, numai că m-a înduioșat. L-am iubit din prima secundă în care l-am văzut. Mi-a fost și frică să-l ating. Sincer vă spun că m-am bucurat. Știu că nu-mi va fi ușor să fiu mamă pentru 2 copii. Are nevoie de mine.